Și tot mă opresc la ideea că totuși când o să ies la pensie și o să am timp, având și la mine la ușurință și condiții, birou, casă și restul, sau soția va fi persoana care va da fotografia, sau o să găsim poate o altă modalitate și atunci mult mai repede. Dar fotografia va fi, este una de bază și eu aș considera cea mai importantă dintre toate cărțile pe care le am, fiindcă va fi o carte de căpătâi. Și va pune niște lucruri, va echilibra și va cuprinde în contentul ei niște lucruri care poate sunt dar și cunoscute, dar ele trebuie puse bine cap în cap, fiindcă sunt interpretate pe segmente și în mod diferit. În momentul când va apare acea monografie care va avea cât 450-500 de pagini, cu anexe documentare, fără poze, documente diferite, declarații, scrisori de acreditare și restul, va fi de mare folos pentru toată lumea. În orice caz, eu voi considera că, într-o măsură în care o să mă închei și aspectul științific ale relațiilor, al activității diplomatice și ale relațiilor bilaterale dintre Ucraina și România. Vă mulțumesc. Vă promit că va fi de acolo. O să mă păstreze, Domnul Dumnezeu, sănătatea. Ce vom face lansarea aici la noi. O facem, adică... Cea mai mare. Eu vreau să spun că, într-adevăr, capacitatea dumneavoastră de muncă este, putem spune, chiar ieșită din comun. Cele peste 500 de cărți, articole, studii, volume, reprezintă cea mai convingătoare dovadă la această privință. Vă rugăm întrebări. Nicolae Hauca, blogul Euromedia. O întrebare. Cum poate ambasada Ucrainei din București să ajute cetățenii ucraineni simpli de rând care vor să ajungă în România neposedând pașaport diplomatic și sunt nevoiți să aștepte la coadă 9 ore? Dacă accesăm site-ul Poliției de Frontiere a României, vedem că numai punctul de trecere frontieră Siret, timp de așteptare 90 de minute. Realitatea este 9 ore. Pentru că vama ucraineană și română sunt blocate și se așteaptă la coadă 1-2 km pe teritoriul ucrainean. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, e o întrebare foarte actuală și eu cunosc și eu situația. Chiar ieri, traversând frontiera, am văzut ce coadă e dintr-o parte și cât de multe mașini și turisme stau din altă parte. De fapt, nu e un lucru nou. S-a stat și perioada sovietică, s-a stat și perioada cu Ceaușescu, s-a stat în mult, dar aceasta e explicația. Există o singură ieșire foarte clară. Extinderea și mărirea numărului punctelor de trecere a frontierei, cum este Deacoviț-Racoviț, cum este Vicul de Sus, Krasnoilsk, cum este la Maramureș, Hâtâna Albă, Biserica Albă, Maramureș, un pod nou, proiect nou acum, stipulat de către cei doi miniștri externe, domnul Petro Klimkin al Ucrainei și domnul Lazar Comăinsco al României. Exact o săptămână în urmă, sâmbătă viitoare, am fost și am participat și am fost martor al celor înțelegeri. O să avem în foarte scurt timp, pe lângă podul de trecere dintre Sighetul Varmației și Slatina, Slotina, va fi un alt punct cu 6 benzi de circulație pentru automobile, dintre altă locație a localității, nu am greșit, altă locație a localității Sighetul Varmației, pentru că e o localitate întinsă de-a lungul stâng al Tisei și care va face legătură direct cu Biserica Albă, un lucru foarte benefic. Dar aici vin de nou cu o precizare și ține de nou de către noastră. Partea ucraineană, nu totdeauna, părere de rău, și aici nu vreau să comentez, doar să constat faptul, poate să acopere acea mică particică de 10% din cheltuielile care îi se acordă necesare pentru a construi o infrastructură pe propriul teritoriu. Partea română se ne atrage atenția cu timp. Noi facem totul, facem tot, facem asta, din partea noastră doar atât. Și dacă nu se poate și atât, atunci ambasada aici nu poate să rute nimic, fiindcă ține de autoritățile române. Mulțumesc! Voi ucraineni! Dacă vă mulțumesc, nu dau pe ați evocat despre unele probleme care au fost între timp rezolvate și undeva am înțeles de parcă a fost și o parte din vina autorităților române. Însă, majoritatea politicienilor de rang înalt și presa scrie că după Euromaidanul de la Kiev, lucrurile au început să se schimbe.
Însă, Euromaidanul, după cum știm, a avut totul activ în Ucraina și schimbarea s-a produs în Ucraina. Și întrebarea de opinie la dumneavoastră, este oare această prietenie, la care eu personal țin foarte mult, una la nevoie în fața unei amenințări externe și nu una impusă de sentimente pure? Mulțumesc! Și eu mulțumesc, practic, prin întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră ați dat și răspunsul. Această prietenie are două aspecte. Una, firească. Una firească care reiese din toate problemele pe care le-am rezolvat, din logica problemelor, odată ce am depășit tot șeragul celor de probleme, e normal, este normal să ajungem la o stare de relație prietenești de bună vecinătate. Doi, nu ascund faptul și spun cu toată responsabilitatea, această stare, situație benefică de prietenie a fost accelerată și de invazia Rusiei în Ucraina. România, nedorindu-și să aibă prăjmașul și Rusia la frontele sale, logic este, e mai bine de să sunăm suveranitatea și independența Ucrainei decât să, Doamne Părește, să ne dau ceva să puște, să ajungă la gurile Dunării. Mulțumesc! Vă rugăm! Da.